Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reporter Special. Continuăm să vă aducem în atenție invitați a căror viață sau carieră a fost afectată de campanii de fake news. Închisorile secrete din România ale CIA, anchetarea președintelui Traian Băsescu, scandalul Nepoata, mapa profesională, sunt câteva din reperele care anunță următorul invitat. Face politică la nivel înalt din anii 90, este unul dintre cei mai dinamici și implicați politicieni români, ceea ce a dus-o în lumina reflectoarelor unor scandaluri notorii de tip can-can. Bună ziua, doamna senator! Bună ziua, Romeo! Bună ziua, clujenilor! Pentru că suntem la o emisiune despre fake news, v-aș ruga să-mi spuneți care evaluați dumneavoastră că ar fi știrea fake a acestei săptămâni. Săptămâna asta am avut de-a face cu mai multe știri fake. Pe internet circulă tot felul de fake news-uri, pentru că știi foarte bine că atunci când vrei să promovezi o știre falsă, o rostogolești foarte bine în social media. Foarte mulți dintre noi suntem dependenți de ceea ce vedem pe Facebook, pe Instagram. Am văzut un fel de mapă profesională, dar asta e o mapă doctorală, care probabil îi se va pregăti generalul lui Ciucă și pică foarte bine asta, pentru că a mai avut o mapă profesională și doctorală pentru fostul ministru Roman, care în urma acestei știri, adevărată, neadevărată, nu știm, dar a fost obligat să-și dea demisia. Deci asta este prima, după părerea mea, prima știre fake. Restul sunt mărunțișuri cu care ne-am obișnuit, nici măcar nu le mai considerăm false. A fost de notorietate în mass media, așa zisul scandal Nepoata. S-a vorbit foarte mult și dumneavoastră ați ripostat destul de dur. Spuneți-ne, de fapt, care a fost interesul în acest scandal? Dacă ne amintim, perioada 2005-2006, începutul acelui mandat, începutul celebrei operațiuni anticorupție, Mâini Curate, consolidarea primului mandat al lui Traian Băsescu. În contextul ăsta, eu eram la vremea aceea vicepreședintele Comisiei Juridice, după aceea l-am înlocuit pe Einstein în funcția de președinte și se pregăteau celebrele modificări la codul penal, la codul de procedură penală, care au permis abuzurile din justiție ulterioare. Atunci și eu și toți colegii mei din Comisia Juridică s-au opus la inițiativele doamnei Macovei, am fost foarte vocală și într-o zi, când nu eram în Parlament, m-am trezit că o nepoată a votat în locul meu și, bineînțeles, de aici expunerea mediatică, ei aveau foarte bine puse la punct aceste tehnici. E adevărat că social media era firavă pe vremea aia, așa că au utilizat televiziunile, în special TVR-ul. Doamna Culcer a fost unul dintre vectorii de imagine care a încercat să denigreze. Eu am cerut CNA-ului atunci o vizualizare, pentru că, vedeți, televiziunile sunt și șansa și neșansa a politicienilor uneori. Dar existau camere de filmat în Parlament, existau televiziuni care au filmat Parlamentul și atunci CNA-ul, într-o ședință care a avut loc la vreo 3-4 săptămâni după acel incident, a stabilit că nu era vorba de un vot, așa cum doamna Macovei încerca să se insinueze. Au încercat la vremea aia și un dosar penal, n-a mers, parchetul general l-a respins, dar mi-a rămas Nepoata. Asta se întâmplă atunci când trăiești într-o lume care e total diferită de ceea ce te-a construit pe tine. Pentru că eu, ca și alții, venim din 89, venim cu mijloace relativ oneste în care puteam dovedi adevărul. Astăzi, cel care suferă cel mai mult de pe urma știrilor false este adevărul. S-a rezolvat acea chestiune, însă puțină lume a mai realizat că, dintr-un comunicat al CNA-ului, că nu erau dovedite niciun fel de acuzații. Doamna aceea sau domnișoara aceea era o fată care venise într-o vizită la un senator. Doamna senator, nu v-am pus această întrebare în dorința echipei noastre de a genera o comunicare reparatorie pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu, în niciun caz. Vreau să vă spun că asta e nenorocirea cu fake news-urile. Acum au așa o putere de răspândire și de convingere încât e foarte greu să mai repar ceva. Exact despre asta voiam să discutăm, adică o personalitate publică are la dispoziție instrumente pentru a contracara niște campanii de fake news? Nu, din păcate, eu cred că toată lumea este dezarmată. Și o personalitate publică și omul simplu sunt la fel de dezarmați în contracararea știrilor false. Poate, sigur, acum tehnologia să-ți ofere niște algoritmi care să le detecteze și asta există, dar și acolo ești la mâna tehnologiei. Dacă ea vrea să-ți ofere această reparație, o face. Dacă nu, știrea rămâne și tu ești vizualizat cumva de opinia publică de o anumită manieră. Deci nu cred că suntem foarte bine pregătiți în acest război al, vorba lui Păunescu, al tuturor contra tuturor. Noi oamenii am plecat cumva fără arme. Ați făcut parte din comisia de anchetare a președintelui Traian Băsescu, comisie care a dat o rezoluție spectaculoasă, a fost acuzat de încălcarea Constituției, au existat câteva, 13-15 capete de acuzare, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu, s-a produs prima suspendare a unui președinte, pentru că Traian Băsescu a fost primul președinte suspendat de Parlament, însă referendumul, care e procedura constituțională obligatorie pentru validarea acestei suspendări, nu a reușit. Nici primul, al doilea, după părerea mea, a reușit, însă la al doilea suspendare eu eram deja la Bruxelles, nu mai eram în București. Noi am făcut atunci o anchetă foarte serioasă pentru că, mă rog, în naivitatea noastră, respectul pentru Constituție din partea unui politician este crucial. El te validează sau nu ca un politic responsabil. Numai că de la acea vreme a pornit cumva minimalizarea instituțiilor fundamentale ale acestui stat. Mandatul lui Traian Băsescu este cel care a stat la baza haosului, a lipsei de respect și de performanță cu care ne confruntăm astăzi. Sigur, am devenit la vremea aia unul din dușmanii personale ai lui Traian Băsescu, pentru că el lua lucrurile foarte personal, le și rezolva cu sprijinul serviciilor la fel de personal, însă nimic nu a dat în spate, deși veneam în această împrejurare după un scandal Nepoata care încerca să mă vulnerabilizeze. Eu am înțeles foarte bine despre ce este vorba, îmi știu și eu limitele și așa s-a întâmplat în 2007 când l-am suspendat pentru prima oară pe Băsescu. Ce informație ne puteți prezenta acum, după atâția ani, din acest dosar de cercetare a președintelui Traian Băsescu, care nu a ajuns opiniei publice? Acest dosar de cercetare, comisia de anchetă fiind o procedură parlamentară, noi am făcut public tot materialul dosarului, pentru că transparența ajută. Dacă ceva ar fi fost lăsat în afara cunoștințelor publice, atunci cred că i-am fi creat un avantaj competitiv lui Traian Băsescu. Mai interesant a fost faptul că în acest dosar, dacă vă amintiți, era cam în aceeași perioadă, am avut parte de o operațiune de manipulare fabuloasă, răpirea din Irak, pe care Traian Băsescu a instrumentat-o foarte bine în beneficiu personal. Atunci a apărut în fața națiunii ca un președinte responsabil, dedicat interesele cetățenilor lui, cu conexiuni externe care au dus la salvarea jurnaliștilor. Și atunci, pentru mine, această operațiune, care era absolut vizibil că era una construită, întreținută, mai ales că nu știu de ce a ținut nevoia să secretizeze pentru 50 de ani documentele răpirii din Irak, mi-am dat seama că Traian Băsescu și echipa în acest mandat vor lucra foarte mult în formule de manipulare și de știri false pentru a-și consolida puterea și distruge adversarii. Doamna senator, din ce mi-ați spus acum, dumneavoastră fiind un politician responsabil, înțeleg că la nivel instituțional, președinte, servicii secrete, se practică strategii de fake news și fac referire la ce a spus la cazul răpirii jurnaliștilor din Irak. Din păcate, la nivel de președinte se practică strategii de fake news. Ai văzut foarte clar la noi cu Traian Băsescu, mai recent în Austria, scandalul fostului cancelar, în Franța, în Germania, peste tot oamenii politici utilizează instrumentul știrilor false pentru a-și aduce beneficii de imagine. Și știi de ce? Pentru că de vreo 10-15 ani încoace, oamenii politici nu mai sunt oameni politici, sunt produse de imagine. Au în spatele lor echipe de PR, echipe care dezvoltă prin tehnologii specifice și, slavă Domnului, tehnologia acum ajută la diseminarea foarte rapidă a informației. Ei sunt creații de imagine și nu realități responsabile. De-aia am ajuns unde am ajuns. Da, sunt foarte mulți oameni politici care utilizează această tehnică în campaniile electorale. Mai ales campania din Statele Unite pe care am urmărit-o cu toții, disputa Biden-Trump. Acolo erau absolut vizibile dezinformările și ceva mă amuză și nu pot să nu subliniez, dacă vă aduceți aminte, a fost un scandal în legătură cu o persoană de culoare care a fost agresată și datorită căreia tot Partidul Democrat a sărit într-o bătălie contra Partidului Republican. S-au făcut dosare penale, s-au făcut proteste, mitinguri, demonstrații, pentru ca recent o înaltă Curte a Statelor Unite să spună că a fost de fapt o operațiune contrafăcută, nimic real, iar acea persoană care a declanșat acest eveniment a fost condamnat. Dar e foarte greu, Romeo, după ani și ani de zile să stabilești adevărul și mai ales ca cineva să vrea să-l stabilească. Cred că asta își propune și emisiunea noastră. Revenind la perioada respectivă, când vă ocupați de anchete parlamentare destul de delicate, un ONG destul de vocal din București a făcut publică informația că dumneavoastră ați fi urmărită, filată de SRI. A fost real? Ați simțit că se fac asemenea operațiuni asupra dumneavoastră? Da, pentru că era o operațiune delicată, această instrumentare, încercarea noastră de a vedea ce s-a întâmplat cu închisorile CIA, dacă au fost sau n-au fost. Și atunci oamenii trebuiau să fie foarte atenți la ceea ce facem, la persoanele cu care ne întâlnim, pentru că e o chestiune și a rămas în continuare o chestiune foarte delicată, care încă nu este rezolvată, pentru că cu mijloace parlamentare e foarte greu să faci o investigație. Eu, ca fost procuror, am mai făcut niște lucruri, în sensul că am pus cap la cap niște informații din presa străină, luate așa din surse deschise, și am văzut că era și foarte multă manipulare în jurul acestei chestiuni. Dar cei care știu adevărul despre existența acestor centre de detenție ale CIA sunt înalți oficiali ai statului, inclusiv președintele de la vremea respectivă, pentru că o operațiune de tipul ăsta nu s-a făcut nicăieri în lume decât cu acordul șefilor de stat sau de guvern. Ori Traian Băsescu la vremea aceea și nici Ion Iliescu înainte, pentru că ele erau încă din mandatul lui Ion Iliescu bănuite a fi pe teritoriul României, nu au fost audiați niciodată și nu au comentat pe acest subiect. Să înțeleg atunci că ați fost filată de servicii în scop de a fi protejată sau intimidată? Nu-mi dau seama, că de regulă inițial te intimidează, dar poate oamenii vor să te protejeze. Dacă vă aduceți aminte, a apărut celebrul bilețel al lui Coldea, dat de Joana, prin care eram și eu pe lista acelora de care SRI-ul trebuie să aibă grijă. Parcă era 2007. Nu vi se pare, doamna senator, că vorbim prea mult în spațiul public de servicii secrete? Da, nu știu de ce vorbim. Nu cred că vorbim pentru că ne plac serviciile secrete, ci pentru că foarte mulți dintre noi simțim prezența lor alături de noi, nu întotdeauna benefică, adică nu întotdeauna ocrotitoare, Pentru noi, ca persoane, n-ar avea prea mare importanță, dar pentru această țară, prezența lor este, după părerea mea, crucială. Ele pot evidenția riscurile la adresa securității noastre și ele pot lucra împreună cu oamenii politici ca aceste riscuri să nu se transforme în realități triste. Din punct de vedere teoretic v-ați exprimat. Teoretic vorbim, pentru că practic este evident că sunt importante. Vedeți, într-o epocă de tranziție spre o dominație a tehnologiei, rolul lor devine și mai important. Rolul lor poate fi benefic, dar poate fi și malefic, așa cum s-a întâmplat în celebrele protocoale din justiție, unde o minimă responsabilitate și un standard democratic respectat nu ar fi trebuit să le ducă în acea conivență cu justiția, pentru că nu e rolul lor să facă justiție. Unde cei care nu sunt chemați să facă justiție, fac justiție, e loc de abuz. Și a fost loc de abuz, slavă Domnului, în toată această perioadă. Ați cerut și retragerea STS-ului din scrutinul electoral. Care sunt nuanțele europene în acest domeniu? Pentru că nicăieri nu se întâmplă asta, ca un serviciu militar, un serviciu de tip secret, nu este STS-ul, nu-i SRI-ul, nu trebuie să contabilizeze informațiile relevante într-un proces electoral. Ele aparțin civililor. De fapt, după lege, să știi că autoritatea electorală permanentă trebuia să facă acest lucru, putea să o facă cu o consultanță tehnică civilă și nu una militară. Și cred că asta e o bătălie de continuat, pentru că încă n-am rezolvat această problemă. De ce se preferă apelarea la aceste instituții ca forumul cel mai moral, corect și onest? Sunt reminiscențele unui tip de gândire ale unora care văd în autoritatea statului deținătoarea adevărului și a binelui. Lucrurile nu stau chiar așa, pentru că sunt și state care, nu știu, intenționat sau din greșeală, eu zic întotdeauna că din multă prostie care s-a acumulat în structurile statului, nu prea fac bine celor pe care sunt obligați să-i servească, adică cetățenilor și statului implicit. Și oamenii ăștia cred că dacă folosești niște structuri militare care au obligația rezervei de comunicare, militarii nu prea sunt îndrituiți să vorbească public despre activitățile pe care le fac, atunci ei sunt protejați în legătură cu abuzurile pe care le comit. Nu cred că trebuie să continuăm în această manieră. E adevărat că noi nu avem o societate civilă foarte bine consolidată. Ea ar fi trebuit să fie câinele de pază al corectitudinii și al democrației, dar fiecare om, vorba cuiva, are prețul lui și dacă un om politic știe care este prețul unora, îi și cumpără ușor. Spuneți-mi ceva ce n-ați spus opiniei publice. De ce nu v-a dorit Traian Băsescu ministru al Justiției? Da, aici e o chestiune pe care, dacă îmi dai voie, pot să o dezvolt în câteva minute. Pentru mine a fost o surpriză nominalizarea mea la Justiție. Eu nu sunt un personaj foarte comod și nu sunt un personaj care să zâmbească și să caute scame pe gulerul șefilor. N-am făcut asta niciodată. De cele mai multe ori am pierdut, dar niciodată nu-mi va părea rău despre asta. Eram la o reuniune în Statele Unite la ONU când a venit din partea partidului această propunere. I-am spus atunci lui Crin Antonescu că n-ar fi cazul și că sunt convinsă că Traian Băsescu mă va digera destul de greu în postura de ministru al Justiției. Partidul a insistat, Tăriceanu era președintele de partid la vremea aceea. Ați văzut că a durat vreo 16 zile până a apărut mapa mea profesională. Ghinionul acestor oameni, pentru că tot ce se scria acolo erau știri false, dar ceva m-a enervat pe mine foarte tare. Pentru că în 1987 ar fi trebuit să fiu procuror șef după notațiile profesionale pe care le aveam, după vechime. Nu m-au pus atunci pentru că mi-au schimbat calificativul și asta pentru că la vremea aceea securitatea dădea un aviz pentru funcțiile de procuror șef. Eu nu l-am avut, l-a avut un coleg de-al meu care a și luat postul. A fost fără relevanță că peste 3 luni eu contestând la parchetul general la vremea aia Calificativul mi s-a dat din nou foarte bine, dar postul era deja ocupat. Faptul că acel element a fost utilizat și acum m-a enervat și m-am apucat să fac investigații. Am găsit la parchetul, la judecătoria Oltenița, acel dosar, care era un dosar arhivat, despre care domnii știau că ar fi trebuit să fie distrus, dar el n-a fost. L-am luat și am apărut public. Atunci am spus lui Traian Băsescu, domn profesor, după răpirea din Irak, eu mi-am dat seama că domnul profesor Băsescu era profesor și în manipulări de tipul acesta și am făcut afirmația public. Am văzut în stenogramele Wikileaks o solicitare din partea Departamentului de Stat de explicații ale guvernului, cerute Guvernului României cu privire la nenominalizarea mea. Băsescu a refuzat să răspundă și au spus că am fost procuror comunist. Dar procuror comunist fusese și Macovei, marea apărătoare a justiției și marea campioană anticorupției din acest stat. Atunci am înțeles că altceva s-a întâmplat și mi-am dat seama că erau niște operațiuni în curs de derulare pe care eu le-aș fi stricat, pentru că într-un an de mandat eu nu puteam face mare lucru, puteam face niște coduri corecte, nu un melanj, o varză de Bruxelles, așa cum sunt ele, cu vreo aproape 100 de texte declarate neconstituționale, dar care permit în continuare abuzurile și lipsa de transparență în proces și aș fi abrogat acea celebră lege a retrocedărilor. Pentru că, după părerea mea, din bugetul național al României, corect sau incorect, știți foarte bine câte dosare au fost, au scurs câteva miliarde de euro în niște buzunare. Eu asta vroiam să abrog pentru că monitorizam ca președinte al Comisiei Juridice și ca vicepreședinte al Senatului toate aceste despăgubiri care mi se păreau absolut incorrecte. Ori eu stricam niște business-uri, asta e realitatea. Am mai stricat și secretizarea, și fi stricat de fapt și secretizarea acelui dosar cu privire la Rompetrol și Sterling, dacă vă amintiți, din 2007, pentru că ministrul justiției trebuia să semneze, chiar dacă o hotărâre de guvern era la secret și din păcate a rămas și astăzi tot la secret cu privire la transferul de proprietate în Sterling de la Rompetrol la unor creanțe. Eu n-aș fi semnat lucrul ăsta pentru că nu mi se părea normal să secretizez o chestiune care ține de o relație comercială și nu una de securitate națională. Toate lucrurile astea m-au făcut să cred că aș fi fost un personaj care nu i-ar fi fost deloc comod lui Traian Băsescu cu privire la business-urile care s-au derulat în perioada mandatelor și eu despre asta aș vrea să vorbesc și să vorbească cineva despre afacerile de miliarde care au devalizat acest stat. Cine le-a coordonat, cine le-a lucrat. Așa cum spunea la un moment dat Traian Băsescu, o parte din ai mei s-au apucat să-i aresteze pe ailaltă parte din ai mei. Eu cred că toți ai lui ar fi trebuit arestați la un moment dat pentru ceea ce au făcut în această țară, dar e foarte greu ca cineva să facă lucrul ăsta, pentru că țara asta este țara cumetriilor, a conivențelor, în care o mână se spală pe alta, că nu se știe ce știe ălălalt despre mine și când poate utiliza ceea ce știe. Nu în ultimul rând, vă rog să-mi spuneți ce întrebare ar fi trebuit pusă în acest interviu și nu s-a pus. Dacă e vorba de întrebări, ar fi trebuit să mă întreb ce cred eu despre această pandemie, nu? Pentru că tot e așa un subiect la ordinea zilei. Și vreau să spun, Romeo, că trebuie să privim foarte atent, dar sigur trebuie să avem foarte mare grijă de noi, pentru că, din păcate, bătălia pe care suntem obligați să o ducem în aceste vremuri întunecate, o cam ducem singuri. Vă mulțumesc foarte mult, doamna senator. Cam atât pentru azi, dragi prieteni. Norica Nicolai rămâne același politician de forță pe care îl știm, implicat și asumat. Sunt convins că nu și-a spus ultimul cuvânt în politică și de aceea producătorii emisiunii țin să sublinieze că prin acest program nu ne propunem să reabilităm imaginea publică a invitaților. Până data viitoare, la revedere!